De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința integrală a Consiliului Local din Onești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Raportul de specialitate la proiectul a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Avem două amendamente la proiectul numărul 1. Avem un amendament la anexa 1, articolul 127, avea următorul cuprins, impozitul taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidențiale deținute de persoane juridice se calculează... Am o rugăminte, mă scuzați că mă întrerup. Amendamentele au fost înregistrate. Mai întâi amendamentul 1, cel cu taxa de salubrizare. Și apoi... Pe deținute de persoane juridice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,18 asupra valorii impozabile la clădirii. Articolul 131, impozitul pe clădiri nerezidențiale ținut pe persoane fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 1,17 asupra valorii impozabile la clădirii. Și ultimul, articolul 132, impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice, impozitul pe taxa se calculează prin aplicarea unei cote de 1,17 valorii impozabile la clădirii. Noi am făcut, de fapt, o reducere cu 10% asupra maximului codului fiscal care este în prezentat. Discuții pe marginea amendamentului? Da, dacă îmi permiteți, sigur. Scopul acestor reduceri a fost și este, cum am susținut mereu, un sprijin al mediului de afaceri și nu numai, și la persoanelor fizice, o parte din ele. Pe ideea de a mai coborî puțin acest nivel de la cota maximă care este în prezent aplicabilă în oraș, a dat un sprijin și un semnal că putem să-i sprijinim și sub forma reducerii acestor taxe. Atât. Deocamdată. Să spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, ce știți dumneavoastră despre mediul de afaceri? Cât ajută treaba asta mediul de afaceri și cât pune în dificultate buna funcționare a primăriei această reducere? Eu sunt acționar la mai multe firme. Cred că plătesc firmele la care sunt acționar, plătesc taxe cât toate firmele tuturor consilierilor din Consiliul Local. Și cu toate acestea, în urmă cu 2 ani am jurat că voi fi echilibrat și voi asigura un climat
bun pentru buna funcționare a orașului. Din punctul meu de vedere, la acest moment, chiar dacă pe mine direct mă afectează aceste taxe și nereducerea acestei taxe, nu pot să pun în pericol dezvoltarea Oneștiului. Deci eu mă opun acestei reduceri. Mai mult, la momentul ăsta, amendamentul a venit destul de târziu. Nu știm ce înseamnă, cât de mult periclitează buna funcționare. Anul viitor avem foarte, foarte multe proiecte în derulare cu cofinanțări însemnate. Orice leu la momentul ăsta care ar diminua veniturile pe anul viitor riscă să pună în pericol investițiile din anul care urmează. Să nu uităm, avem școli de terminat, avem drumuri la care am câștigat proiecte și trebuie să asigurăm cofinanțările, avem iluminat, avem foarte, foarte multe proiecte. Eu, anul acesta am accesat proiecte de peste 12 milioane de euro care vor trebui să se deruleze. Încă o dată spun, la acest moment nu știu care ar fi această diminuare. Spun sigur că cu toate că sunt direct afectat de aceste taxe, nu îmi permit să susțin această reducere pentru buna funcționare a activității la nivelul Oneștiului. Mulțumesc! Am spus și punctul de vedere al compartimentului de specialitate. Da, voiam să intervin și eu câteva secunde. Sigur. Mulțumesc, domnul președinte. Eu n-am să fac aici apologia beneficiilor din punct de vedere economic, însă cred că trebuie să existe întotdeauna un echilibru. Dacă ne-am dus cu persoanele fizice către minimul prevăzut de codul fiscal și este un lucru extraordinar că putem să menținem taxele și impozitele pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor fizice către minimul prevăzut de codul fiscal, nu putem să ne ducem la persoanele juridice cu maxim. Adică întotdeauna așa am spus eu că e normal să avem un echilibru și să-i tratăm atât pe cei care plătesc, care au angajați, pentru că dumneavoastră spuneți că sunteți acționar, nu sunteți acționar, sunteți asociat, că trebuie să facem diferențe. Când aveți ESA... Înseamnă că nu cunoașteți legislația din mediul de afaceri. Nu mi-aduc aminte să aveți vreo societate pe acțiuni, de-aia am spus că nu cred că sunteți acționar. Fiecare societate îți numește, ai cotă de acțiuni. Da. În fine. Așa se numește. Da. Sunteți asociat din punctul meu de vedere sau ați fost. Ideea este în felul următor că fiecare reducere și fiecare beneficiu pe care îl oferim unei persoane juridice înseamnă un sprijin. De ce? Cum facem, spre exemplu, dacă vrem să atragem investitori în anumite zone? Printr-o politică fiscală care să fie atrăgătoare. Ce înseamnă politică fiscală atrăgătoare? Înseamnă un regim redus al taxelor și impozitelor locale. Adică, dumneavoastră ați vorbit tot anul acesta de excedent bugetar. Și acum spuneți că fiecare bănuț pe care îl plătesc oneștenii anul viitor este foarte important, pe care îl plătesc persoanele juridice. Foarte, foarte multe proiecte în derulare. Fiecare excedentul bugetar, am să vorbesc și despre excedent la final, la diverse. Ce se va întâmpla cu excedentul bugetar? Într-adevăr, închidem anul cu excedentul de care am vorbit. Deci eu sunt și întotdeauna, nu doar eu, ci cred că majoritatea consilierilor locali, pentru că mulți dintre noi suntem mici antreprenori. Suntem pentru scăderea taxelor și impozitelor locale ale persoanelor juridice. De ce? Pentru că de acolo vine plusul de valoare al acestei unități administrativ-teritoriale. De acolo avem angajați, adică este ilogic să mă gândesc că îmi face mie bine ca OAT să taxez la maximul prevăzut de codul fiscal persoanele juridice, că nu face bine. E o orientare care, cum să zic, nu este sănătoasă. Am vorbit și anul trecut pe tema asta. Nu, acum 2 ani. Nu. Anul trecut, când s-au stabilit taxe, sau mă rog, acum 2 ani, despre acest lucru, în urmă cu 3 sau 4 ani, când era o altă administrație, nu vă durea inima atât de tare. Aceeași cotă, eu am preluat cota care am găsit-o. N-am făcut modificări. Nu v-ați uitat la amendamentele pe care le-am făcut în fiecare an? Și amendamentul pe care îl păstrăm cu reducerea quantumul taxei aplicate clădirilor rezidențiale ale persoanelor juridice, îl facem în fiecare an la taxe și impozite. Nu s-a născut încă acea administrație care să înțeleagă
că este necesar să ne ducem și cu aceste taxe mai jos decât maximul prevăzut de codul fiscal. Nu s-a născut, să știți. Dacă îmi puteți, scuzați. Vreau să fac o... Vreau să amintesc faptul că de-a lungul anilor consilierii PNL au durat vreo 6-8 ani, în fiecare an făceam amendamente pentru bonificația la cei 10% pentru cei care plătesc la sfârșitul lunii martie. De fiecare dată mi se spunea că nu e un lucru bun, că nu e benefic pentru onești. Nu, acum 6-8 ani, nu acum. Mi se spunea atunci că nu e ok, nu pe mandatul dumneavoastră, ca să clarific. Iată că după susținerea acestui amendament an de an, până la urmă s-a implementat. Probabil, și după câțiva ani, poate după noi, cineva ne va urma și va menține aceste amendamente, se vor susține aceste reduceri de taxe la ceea ce am susținut și colega mea și ceilalți doi consilieri noștri, de reducerea taxelor persoanelor juridice și a persoanelor fizice care au clădiri nerezidențiale. Vă mulțumesc frumos! Da, domnule. Eu sunt mai domnul Consiliul Local, dar am început să mă plâng să este retorica asta. Haideți să luăm. Ca să creăm echilibrul în care a vorbit colega dumneavoastră, domnul Zarzu, ar trebui, într-adevăr, să scădem impozitul la persoane juridice, dar ce să vedeți, trebuie să-l crește până la persoane fizice, că altfel de unde n-ai mai echilibru. Corect? Nu. A, păi atunci nu mai avem echilibru. Da? Și dacă tot doriți atât de mult scăderea taxelor pe proprietate, haideți să facem un fel, banii aceia să intre salariile angajaților. Că populist pot fi și eu. Înțelegeți? Iar tehnic, într-adevăr, are dreptate, domnule. Este acționar, că în momentul când își vinde parte din filmul, vinde acțiunile. Nu vinde părțile sociale. Lăsați și în declarația de avere, acolo. Hai să nu vinde niciun bani. Cred că să nu fim ipocriți. Înțelegeți? Nu, să tot o susținem fiecare. Vreau să vă spun că la anul viitor, în decembrie, vom avea aceeași discuție, același procent la taxe. E, poate nu știu ce voie. Nu se realizează nimic. Chiar un emir, cum să avem. E normal. Contradictorii. Înțelegeți? Da, alternativa aveți. Opa, s-a lăsat liniște. Care alternativă, domnule? Nu mă faceți să... Cel care... Ia crezi, mă treci. Ședința o conduce în președinte. Și funcționare la amendamente, avem nevoie de punctul de vedere al compartimentului. Așa, așa, îmi spune. Față direcție economică financiară, domnul director. Mi se pare nefiresc amendamentul atât timp când nu-i susținut de niciun fel de cifră și orice crește, orice scădere a casărilor ar bloca, la ce se refigurează de 2023, ne-ar bloca activitatea. Efectiv, nu avem niciun reper în momentul ăsta. O să răspund la ce a spus dumneavoastră, tot ce citește doamnă, colega mea, amendamentul. Nu, dar eu vreau să-i răspund acum, domnul Victor Lungeanu, că vorbește de lipsă de sustenabilitate și de un amendament nefiresc. V-ați uitat la taxa de salubrizare? Nu mi-aduc aminte să fi văzut acolo vreun calcul făcut. Că vreți să majorați cu 30% taxa de salubrizare pe baza unei recomandări a ADIS-ului. Nu vă supărați. Taxa de salubrizare e la următorul amendament. Păi, i-am răspuns ca să... Păi nu, domnul ne-a cerut o argumentare economică. I-am cerut-o și comisie și n-am primit-o nici până acum. Ați adus amendamentul acum o oră. N-a avut nimeni timp să socotească ce înseamnă. De-aia am rugat ca ședința să nu fie astăzi. Trebuia să uite pe calculele pe care și le-a făcut anul trecut. Există variantă să fie. Nu se poate. Astăzi este ultima zi când poate fi adoptat impozitul mișcat. Dar știm că am stabilit la ședința anterioară că astăzi era ultima zi din... Și atunci, dacă știți că e ultima zi, de ce cereți să o amână? Că nu înțeleg. Dar n-a cerut nimeni amână. Nu, a zis că ați cerut să o amână. Nu, anterior mi-am amintit, dar acum că e ultima zi. Ok, hai să trecem. Cine este pentru? Pentru amendamentul. Să punem la vot amendamentul. Împotrivă? Abține? Abținere. Abținere. 4 împotrivă, 15. 4 pentru, 15 împotrivă și o abținere. Trecem la amendamentul 2. Mai vreau să intervenim un pic.
dacă îmi permiteți. Sigur că da. Da. Așa cum ați văzut și oneștenii, văd și eu mă uit în ochii oneștenilor când îmi asum anumite lucruri, nu m-am ascuns în spatele consilierilor, am spus ferm punctul de vedere, automat eu sunt cel care voi culege eventuale înjurături pe această respingere de amendament, dar încă o dată răspund că am bărbăția să nu mă ascund în spatele consilierilor, să zic, votează consilierii, așa au vrut consilierii. Tot acesta este și punctul meu de vedere. Mulțumesc. Mulțumim. Amendamentul 2, prezentat dumneavoastră. Vă rog, citiți-l, domnul secretar. La articolul 14 se propune modificarea acestuia din anexa numărul 6, cu următorul conținut. Cuantumul taxei de salubrizare pentru anul 2023 se stabilește diferențiat pentru utilizatorii casnici și non-casnici astfel. Taxa de salubrizare utilizator casnici, 14,08 lei lună persoană. Taxa de salubrizare non-casnici, 27,84 lei lună angajat. Discuții, doamne, sunt primate. Și aici, punctul de vedere al compartimentului, poate ar fi mai bine... Cred că e mai bine să-și dea apropărerea domnului. Discuții pe margine. Este practic aceeași situație în care ne aflăm. Ne putem face niște calcule. Dar calculele anterioare cum le-ați făcut? La care calculele? Adică pe forma inițială a anexei 6 a proiectului. Adică te-ați crescut cu 30%, așa, pe baza unei recomandări. Cu recomandare venim și noi acum, adică nu știu de ce. Eu n-am văzut calcul pentru făcut de ABIS sau de UAT, care să-mi arate că acești 30% respectă principiul sustenabilității. Practic, punem în operă informările pe care le primim. Totdeauna asta a fost algoritmul de lucru. Și ele și-au urmat cursul. Da, dacă îmi permiteți, domnul președinte, dumneavoastră ne-ați cerut la amendamentul anterior un argument economic. L-am cerut și în ședința de comisie, din cer și acum. Aveți un argument economic că această creștere de 30%? Vă răspund eu. Vă rog. Dacă se poate. În primul rând avem acea informare de la BIS că vor crește cu 30% costurile. Minim. Cu permisiunea dumneavoastră voi da citire unui fragment dintr-un proces verbal de ședință de acum câțiva ani. Și încep așa. Nici nu știu cum să încep, pentru că cred că este printre cele mai frustrante proiecte pe care trebuie să le votăm astăzi. Noi cei care suntem consilieri locali, punem în balanță ceea ce se poate întâmpla dacă nu va trece acest proiect. Situația în care noi suntem puși în acest moment este una total ingrată și incorrectă, aș putea zice. Spune. Zilele trecute studiind materialele pentru această ședință de Consiliu Local și văzând care este cuantumul taxei propuse a fi achitată de către locuitorii municipiului Onești în 2019, am luat și am comparat situația, cred, că la mai bine de 20 de UAT-uri din țară, unde taxa este undeva de maxim 9 lei de persoană pe lună, în Onești o majorăm cu peste 50%. În realitate este 100%. O să vă dau și datele. Majorarea respectivă. Această majorare solicitată de cel căruia i-a fost delegată prestarea acestui serviciu, fundamentală într-o manieră care lasă semn de îndoială, ne forțează să acceptăm ceva care nu este de acceptat, dar ne gândim ce se întâmplă dacă nu o votăm. Dacă nu votăm, ne putem trezi în situația în care expunem Oneștiul într-o situație fără precedent. Operatorul s-ar putea să nu mai colecteze gunoi. S-ar putea. Nu știu dacă e așa sau nu. Aici am completat eu, o paranteză. Și ne trezim în situația în care pur și simplu nu avem soluție de ieșire. Trebuie să ne gândim că votul pe care îl vom da astăzi pentru această taxă este un vot care nu reflectă neapărat poziția noastră, ci o consecință a chestiunilor pe care le-au adoptat consilierii locali începând cu 2010 până la data de astăzi. Vorbim de un contract și niște acte adiționale la care Oneștiul s-a obligat an de-a rândul și la momentul de față este foarte greu să nu voteze. Nu putem să le retragem atât de ușor pe cât am crezut.
mai mult de atât, sunt niște sancțiuni la care nu ne permitem să expunem sub nicio formă orașul. Am spus că nu boicota acest proiect, dar am pus în balanță care sunt efectele pentru acest oraș. Dacă nu se va vota și nu va trece acest proiect, nu pot să mi-l asum, mă doare sufletul și ridic mâna pentru o taxă care, care mi se pare injustă. Este o taxă, cum să zic, este un fel de șantaj efectiv și cred că toți consilierii locali care vor vota astăzi pentru adoptarea acestei taxe vor ridica mâna și vor spune da, dar votul lor nu va fi unul care să reflecteze reflecteze adevărata lor poziție. Eu sper că în momentul în care vom reuși să avem un calcul exact, pentru că nu există calcul exact, al sumei pe care fiecare dintre cetățeni ale acestei taxe de salubritate pe care o vom recalcula și sper că în 2-3 luni de zile să suporte modificări. Pentru că vom avea cantitatea exactă pe care o vom depozita și pe care o vom duce la Bacău. Vom avea o evidență clară a tot ceea ce se întâmplă, ce înseamnă prestarea acestui serviciu, vom reuși să stabilim cuantumul acestei taxe. Va trebui să dispunem diligențe uriașe pentru colectarea efectivă a acestei taxe, pentru că este injust să plătească oameni de bună credință pentru cei care sunt mai puțin de bună credință. Sper să reușim într-o perioadă scurtă să aducem această taxă la cuantumul pe care ne-l dorim, adică cel pe care l-am avut până acum, și să reușim să nu mai fim puși niciodată în situații de șantaj, așa cum este astăzi. Să încercăm să ne protejăm pe viitor aceste situații care, din punctul meu de vedere, este foarte greu astăzi să votez această taxă în calitate de consilier local. Consilierul local a votat această taxă, majorare de taxe, fără justificare la momentul ăla, de la 162 de lei tonă la 317 lei tonă. Astăzi suntem victimele acelei majorări și acelui șantaj. Aș fi curios dacă consilierul, ce diligențe a făcut consilierul local pentru a îndrepta treaba asta. Mai mult, la vremea respectivă, directorul executiv era domnul Mircea Fechet, astăzi mare președinte de partid. Probabil și din cauza asta susținea cu atâta înverșurare doamna consilier Elena Pașcu Apă Văloaie crește dublarea prețului nejustificat. Nu s-a mai întâmplat nimic, n-am auzit după să fi mai făcut vreo diligență din care vorbeați în, cu așa aprindere în ședința de Consiliu. Dați dovadă de penibil, susțin ce a spus domnul Cimpoieșu. Ce vă mai place circul, domnul primar, domnul exact. În altă ordine de oneșteni, au fost 300 de oneșteni în sala de cinematograf când muream cu adisul și rom prestul de cât, iar dumneavoastră vă ierișați în Avocatul Diavolului, 2015. Cred că vă amintiți și acel moment. Foarte bine, mi-am amintit. La momentul ăla tot domnul Mircea Fechet era director la ADIS. Cred că din cauza asta erați așa pentru și acum domnul, creșterea 100%. Și acum, domnul primar, de ce sunteți dumneavoastră atât de pentru creșterea cu 30% fără niciun fel de fundament? Există acea recomandare peste o lună când a venit fundamentarea. Tot timpul Romprescu s-a ținut, ADIS-ul s-a ținut de cuvânt când a fost vorba de majorare. Să nu uităm că noi plătim undeva la 700 de lei acum, tona de gunoi, licitată cu 150 de lei, pe care tonă, dumneavoastră, în 2018 a susținut dublarea ei, fără niciun argument. Erau argumente, domnul primar, pentru că în 2-3 luni de zile, după ce s-a votat acel proiect de hotărâre, a apărut o notă de fundamentare pentru cheltuielile respective. Și acum vreți notă de fundamentare? Haideți cu 30% creștere, atunci ați votat 100% fără niciun argument. Aici este o notă de recomandare. La momentul respectiv, adresa nu venise cu caracter de recomandare. La momentul de față, vine cu caracter. La Bacău astăzi se votează 30% creștere. V-ați uitat la proiectele de hotărâre ale celorlalte OAT-uri din județ? Viceprimarul dumneavoastră va vota cu două mâini această creștere la Bacău. Eu v-am întrebat dacă ați făcut comparativ analiză pe celelalte proiecte. La momentul ăsta este clară creșterea și va fi creștere 110%. Pentru că, diferit de 2018, când dumneavoastră ați votat dublarea prețului, fără niciun argument, acum între timp avem creșteri la motorină de 100%, avem creșteri la curent aproape de 100%, servicii care se fac cu motorină consumată și curent. Nu v-am văzut în fața vreunui peco să vă legați de pompă. Faceți-o dumneavoastră. A crescut prețul, dar acum populist veniți cu
un amendament efectiv populist. Nu este care populist. În urmă cu 2 ani, 3 ani, 2018, erați avocatul lor și vă mușcați mâna, vă părea foarte rău, dar ați votat creștere cu 100%. Argumentul din 2018 de ați aprobat majorarea și v-ați și ridicat deci în avocatul lor. Nu cred că înțelegeți ce înseamnă consilier local. Noi avem partea legislativă. Noi venim aici. Bun, pe ce v-ați bazat în 2018 când ați dublat prețul? Mă lăsați să termin eu intervenția? Că nu vreau să vă răspund la întrebări decât după ce termin intervenția. Mă rog. La momentul de față avem o propunere, o recomandare de creștere a tarifelor, a taxei de salubrizare cu 30%, da? Care nu este justificată. În momentul în care eu vin și fac proiect de hotărâre, un alt proiect de hotărâre decât fac toate UAT-urile din județul Bacău. Pentru că la Comănești am văzut un 10%, la Dărmănești văd un 15%, la Moinești văd un 10%. Toată lumea asta de vorbă. La Bacău 30% și votează colegul dumneavoastră de partid cu două mâini astăzi. Domnul primar, eu sunt aici votată consilier local ca să fiu în interesul oneștenilor. Nu mă interesează acum că eu votez în așa fel încât acestui oraș să-i fie mai bine. Cât de bine i-ați votat în 2018 când ați dublat prețul? N-am terminat intervenția. În momentul în care vă dă cuvântul domnul președinte... Ce-ar scuze? Hai, păi, dar asta a dat cuvântul de către președinte, e valabil pentru toți. Ori e valabil. Bravo, domnul Cimpăieșu, mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cimpăieșu. Haideți să nu uzăm de anul când ne convine. Mai este încă o chestiune pe care aș fi vrut să o supun discuției. Este cea legată de modul în care calculăm taxa de salubrizare pentru persoanele juridice, la utilizatorii non-casnici. Pentru că văd că este calculată în continuare pe angajat. Eu am făcut amendamentul în funcție de cum ați făcut dumneavoastră proiectul inițial, adică o taxă stabilită pe lună, per angajat. Însă mie, din dispozițiile Ordonanței de Urgență 133/2022, îmi reiese o cu totul altă modalitate de calcul. Adică, de acolo îmi spune legiuitorul că își dorește să se implementeze, începând cu această intrare în vigoare a normelor metodologice, un calcul pe cantitatea de deșeuri pe care o produce fiecare angajator. Deci am stabilit în continuare tariful pe angajat. Văd că în la UAT-urile din jurul Oneștiului s-a stabilit taxa altfel, adică nu s-a mai stabilit pe angajat. Noi am stabilit-o în continuare la fel cum o făceam înainte de a intra în vigoare normele metodologice stabilite prin Ordonanța de Urgență 133/2022. Și aici aș fi avut nevoie... Operatorul nu are la momentul ăsta variantă de a cântări gunoiul așa cum ar trebui să fie. Asta și datorită conducerii domnul președinte, dar eu am proiecte de la alte UAT-uri. Să nu mai facem ea referit la domnul Fechet, că nu și-a făcut treaba la momentul în care conducea... Eu am proiecte de la alte UAT-uri în față. Deci eu nu vorbesc fără să mă fi documentat anterior. De ce alte UAT-uri... Cum cântărește una UAT? Deci mă dau Dărmănești, eu am proiectul de hotărâre cu calculul, cu metoda de calcul pe care au stabilit-o și au supus-o votului în urma discuției pe care au avut-o cu reprezentanția DIS. Eu vreau să știu de la noi asta de vorbă cineva cu reprezentanția DIS. Sigur că da. Și care a fost varianta? Adică după intrarea în vigoare a acestor norme metodologice, vreți să-mi spuneți că ADIS-ul a stabilit că în continuare trebuie să avem taxe de salubrizare stabilită pe angajat? Operatorul nu poate să cântărească cantitatea de gunoi și nu poate cântări, pentru că alții mai devreme nu și-au făcut noi nu cântărim? Cum? Noi nu cântărim cantitatea cântărim de gunoi? Cântărim la grămadă. Nu se poate cântări la fiecare agent economic în parte. Nu sunt dotate mașinile cu cântar, da, se cântăresc mașinile după ce se încarcă cu noi, merg la noi în zona industrială, le cântăresc și pleacă la Bacău. O persoană de la... Dar nu că se cântărește pe mașină, se cântărește mașina cu tot, când e plină cu gunoi. Nu există cântar pe mașinile de gunoi. Poate în 2024, când va veni probabil un alt operator sau îi se va impune acestui operator, dacă va fi tot același operator, îi se va impune să aibă cântar pe mașină, poate se va putea realiza acest lucru. La momentul ăsta nu există variantă de cântărire. Da, din punctul meu de vedere se trece peste dispozițiile Ordonanței de Urgență. Nici nu văd trecut aici... Bun, când ai o Ordonanță de Urgență trebuie să o mulțime de legi date în țara asta care nu se pot aplica. Nu este nici prima, nici ultima. Că sunt făcute dintr-un birou fără să consulte realitatea din teren, să vadă că în realitate nu se poate aplica, câte legi nu sunt care nu se pot aplica. Asta nu există o variantă să se aplice la acest moment.
am avut discuții cu conducerea ADUIS și nu una, multe discuții pe tema asta, ba chiar una din discuțiile și-am cerut și am vorbit și cu alți primari să ne ia această sarcină de a face noi pe casierii și recuperatorii firmei de salubrizare, cu care n-am fost de acord nici în mandatul trecut și nici acum, nu mi se pare corect și pe care ați îmbrățișat-o. Nu, aici vă contrazic, PNL-ul nu a apătat așa ceva. Asta sunt cum... Vă uitați doar pe anumite procese verbale, știți cum... Bun, eu văd că vota PNL-ul aici. Deci vă uitați doar pe procesele verbale care vă convins dumneavoastră. În 2019, când ați dublat prețul la gunoi, măsură care astăzi atrage repercursiuni după sine, ați dublat prețul, dar fără a avea argumente. Dar acum e 910 lei tona, acum, domnul primar. Deci atunci era 300, acum e 900, s-a triplat. Fără niciun a fost argument, mandatul dumneavoastră de atunci până acum. Fără deci 910 lei acum. Ați dublat prețul. Domnul primar, nu aveți argumente. Numai... Deci nici nu are sens să ne luptăm într-o ședință de Consiliu Local pe chestia asta. Interesul nostru este să facem ca această taxă de salubrizare să fie decentă pentru locuitorii municipiului Onești. Să facem demersuri ca să scădem cantitatea de deșeuri pe care o produc locuitorii acestui oraș, ca să ducem mai puțin la Adis, la groapă. Bun, și să avem taxă dată, mai mică. Revin la ce ați spus aici. Vom face diligențe pentru a rezolva o problemă. Ce diligențe ați făcut în 2019? Domnul primar, eu sunt legislativ. V-ați asumat, deci eu în sunt ședința de Consiliu. Când ați susținut această majorare de preț, v-ați uitat în ochii oneștenilor, că probabil era filmată și la vremea respectivă. Există procesul verbal de ședință și ați spus... Auziți, încă o dată primar, în a treia zi de Crăciun am să spun un lucru pe care nu l-am spus până acum. Nu sunt eu cea care am spus că am studii superioare și bacul luat în fața miilor de oneșteni. Da? Și sunteți executivi. N-am spus niciodată acest lucru. Oh, îmi arăt flyer-le, domnul primar. Lăsați-mă care. Nu avem aștepte economice. Nu, da. Vă spun eu cum pricep la cifre mult mai bine decât dumneavoastră. Da, domnul președinte. Deci am în față, eu trebuie să votez astăzi următorul lucru. Capitolul 4, cuantumul taxei. Articolul 14 sună așa. Cuantumul taxei de salubrizare pe anul 2023 se stabilește diferențiat pentru utilizatorii casnici și utilizatorii non-casnici astăzi. Taxe salubrizare utilizator casnici 17,42 lei lună persoană. Da? Taxe salubrizare utilizator casnici 34,44 lei lună salariat, echivalentul costului unei cantități de deșeuri municipale de 0,04 tone salariat lună, calculate la un tarif estimat pe tonă de 910 lei. Da? Deci peste acest tarif, acest tarif mai poate fi modificat doar cu votul Consiliului Local. Este corect ce zic, domnul secretar? Dar câte ați spus acolo? 17? 17,42 și 34,44. Deci 14,08 și 27. Acesta este amendamentul și acum se discută pe amendamentul. Asta e cuantumul stabilit prin proiect. Haideți să vă spun. Proiectul de hotărâre pe care urmează să fie discutat după ce se vor vota cele două. Dacă tot vrem să ajutăm agenții economice, știți că sunt mulți agenții economici nouești care au salariați din alte părți. Da? Și plătesc această taxă pe acei salariați de o grămadă de ani. Și salariații au unii dintre ei nici n-au călcat vreodată prin Onești. Nu, aici era chestiune și de persoane fizice. Nu, asta înseamnă să înțelegem mediul economic. Domnul Cipoieșu, aici e vorba și de persoanele fizice. Pentru că acolo este, de fapt, cel care creșterea mare. Cel care președintele de ședință. De asta da, haideți să ne oprim. Se spune la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Abține. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt. Să pun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Onești la data de 19.12.2020. Domnul secretar, vă rog.
Conform prevederilor legale, ordonatorii principali decrete, obligația de prezentare la ședință publică spre analiză și aprobare către autoritățile deliberative, execuția bugetelor stăpânite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a venitelor prin rectificare bugetară locală, astfel încât sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restate, iar diferența între suma venitelor încasate și excedentul anului anterior utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 20.12.2020. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt în ordinea proiectului. Dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul trecut. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Ionești anul 2023. Având în vedere adresele primite din partea spitalului, precum și analiza făcută asupra bugetului prin prezentul proiect de hotărâre, se propune suplimentarea proiectelor bugetare și de asemenea acestea se va face din următoarele surse. Cote din TVA repartizate se vor aloca conform destinației bugetare pentru care au fost transmise și suplimentarea bugetului pentru continuarea cheltuielilor de reparații și întreținerea trotuarilor se va face prin redistribuirea sumelor de la capitolele bugetate unde există astfel de sume disponibile. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate proiectului de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt în ordinea proiectului. Avem un amendament. Având în vedere adresa 78.923 a Spitalului Municipal, prin care se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ca urmare a ajustării valorilor proiectelor de finanțare externă, luând în considerare cele arătate, propunem modificarea bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului Ionești pentru anul 2022, astfel. Se modifică anexa 8, reprezentând bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, sursa ex, Spitalul Municipal, Dr. Rax, Sfântul Luca Onești, conform anexei 1, care face parte din proiectul de hotărâre pe care v-a fost prezentat. Față de prezentate, se propune suplimentarea proiectului inițial cu amendamentul prezentat. Discuții dacă sunt pe marginea amendamentului. Dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe în vederea repartizării locuințelor sociale destinate închirierii în municipiul Ionești pentru anul 2023. Domnul secretar. Locuințele sociale se repartizează de către autoritățile administrației publice, Ionești, pe baza criteriilor stabilite anual, în conformitate cu prevederile legale. În vederea soluționării cererilor privind repartizarea unei locuințe sociale, autoritățile municipiului Ionești au obligația de a aproba anual criteriile în baza cărora se repartizează locuințele sociale, actele justificative necesare care însoțesc cererea și locul de privire al acestuia. Față de cele arătate, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă îmi permite, domnule. Da, domnule Cibeș. Aici, la criterii, la 3, punctul B, au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990. Cred că este un pic cam mult. Am putut să ne ducem măcar pe anul 2000, pentru că din 90 până acum s-au întâmplat multe lucruri. Și e posibil ca în anii aceia turburi să fie întâmplat multe și excludem oameni care chiar au nevoie, că e vorba de locuințe sociale, nu de altceva. Da, din câte știu, eu nu știu dacă sunt colegi de la compartimentul de specialitate, e prevăzută în legislație lucrul ăsta și e întrebat din legislație. Sunt criterii. Sunt criterii.
era mai bine să fie așa cum zice domnul Cimpoieșu. Clar, logic. Da. Am înțeles, ok. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 4 din anul 2022 în vederea repartizării prin închiriere a camerelor de locuit în imobilul situat în strada Libertății numărul 1 din municipiul Mureș. Consiliul local are atribuții ceea ce privește administrarea domeniului public și privat al municipiului Mureș, ca urmare a solicitărilor de locuiți înregistrate la primăria municipiului Mureș, depuse de persoane aflate într-o situație locativă critică, care nu au posibilitate de obținere a unei locuințe în condițiile pieței, s-a întocmit lista de prioritate la departe, ca în 2022, în vederea repartizării prin închiriere a camerelor de locuit în mobile situate în Libertății 1 din municipiul Mureș. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în formă arătată. Raportul de specialitate la proiectul a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil și la Comisia 4. Discuții pe marginea proiectului. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președinților de ședință pentru anul 2023 în municipiul Mureș. În baza prevederilor codului administrativ, după declararea calendarului Constituției, Consiliul Local al Legii din 2003, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, președinte de ședință de perioadă de cel mult 3 luni de zile, care conduce ședințele Consiliului Local și semnează hotărârea adoptată de acesta. Pentru continuarea lucrurilor următoare de ședințe ale Consiliului Local, pentru eficiență și eficacitatea Consiliului Local, ședințele vor fi conduse pe rând de către un președinte de ședință de rândul consilierilor, în ordine aprobată prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă. Încât în cadrul Consiliului Local, regula care a fost practicată în anul 2012 a fost instituită prin hotărâre de Consiliul Local, care a fost dat în aceea pe fiecare consilier ales de președinte de ședință și a exercitat acest prerogativ pe perioadă de o lună de zile. În acest context, se impune propunerea proiectului de hotărâre pentru alegerea președinților de ședință pe anul 2023. Față de cele arătate, urmează să deliberați. Cu precizarea că aici avem vot secret. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 4. Aviz favorabil. Dorim viu la vot. Crezi chiar așa?
ce o place? De ce o place? Mai da, da, da. Ai loc așa. Da, da, da. Nu, 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 stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate și primarului, instituțiilor serviciilor publice din suport de la posibilitate, începând cu 1 ianuarie 2023. Aprobarea salariilor de bază, de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual în cadrul Consiliului Ocupațional Administrației din aparatul al primăriilor și al consiliilor locale, din instituțiile serviciilor sociale de interes local din subordinea acestora se face prin hotărârea Consiliului Local al Instituțională și de salarizare a personalului din instituțiile și autorităților publice, se asigură de fiecare ordonator de credite care are obligația să stabilească salariul de clasă, salariile gradului profesional, de sumă de gradiație, indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile de rare, sporturi, alte salariale de bani și natură prevăzută de lege, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea gradații în condiții de lege, astfel încât să îngrijeze sumele aprobate cu această destinație prin bugetul propriu. Pentru toate aceste considerente, propunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei nr. 1. Aviz favorabil. Comisia nr. 4. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Vă rog să luați act, eu nu particip la vot. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul. Proiectul nr. 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere auto și pietonal pe terenul proprietate publică a municipiului Onești, identificat cu numărul cadastral 68802, în favoarea SC Borzești din SRL. Domnul secretar. În adresa înaintată de SC Borzești din SRL, se solicită acordarea dreptului de servitute de trecere pe teren proprietatea municipiului Onești, în vederea realizării lucrării centrale electrică eoliană Onești de 85 MW, și reacționă la stația electrică Borzești din municipiul Onești, comune Gura Făi, Regiu, județul Bacău. Având în vedere desfășurarea proiectului PUS pentru centrală electrică eoliană, Onești de 85 MW și raport la stația electrică Borzești, în stadiul de avizare la OCPI, a stadiului Topo, prin stadiul Topo s-a solicitat o dovadă care să ateste asigurarea accesului la terenul concesionat, conform contract de concesiune, în acest sens, se menționează că accesul se poate face din domeniul drumul de exploatare situat la limita UAT Gura Voi, pe direcția de nord, către imobilul cu numărul cadastral 68.012. Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre ce am prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat, are cuvântul reprezentantul Comisiei nr. 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei nr. 1. Favorabil. Discuții dacă sunt, în marginea proiectului. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre numărul 9 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții, situate în intravilanul municipiului Onești.
Liberă să facă o propunere de preluare în proprietate privată a municipiului Ionesă, situată în intradura unor localități identificate prin plan de amplasare și delimitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice în vederea concesionării sau închirierii terenurilor, precum și pentru stabilirea apartenenței la domeniul acestora. Având în vedere cele menționate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 10 privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului legal de uz și servitute asupra unei suprafețe de teren aparținând municipiului Ionești. Prin adresa înaintată de către SC Delgaz Grid, se solicită acordarea dreptului de uși servitute asupra unei suprafețe de teren aparținând municipiului Ionești, întreaga durată a existenței construcției energetice în vederea realizării de lucrări specifice în municipiul Ionești. Drepturile de uși servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal și se exercită fără înscriere în cartea funciară cu toată durata existenței capacității energetice sau temporar cu ocazia retehnologizării unei capacități în funcție reparații, revizii sau lucrărilor de intervenție în caz de avarie. Față de cele arătate, vă rugăm să analizați și aprobați proiectul de făcut în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei integrate de dezvoltare urbană în municipiul Ionești pentru perioada 2022-2030. Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Ionești are drept scop, în general, stabilirea destinațiilor către care sunt direcționate resursele disponibile și eforturile administrației publice în vederea atingerii unor obiective strategice cuantificabile, respectiv a unor ținte de dezvoltare pe care comunitatea și le-a stabilit. Având în vedere faptul că actuala strategie de dezvoltare urbană a municipiului Ionești în data 2016-2022 se impune actualizarea acestuia potrivit proiectului de hotărâre înainte. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Să spun la vot cine este pentru. Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre numărul 12 privind aprobarea documentației în faza documentației de avizare a lucrurilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția de funcționalizare, modernizare și dotare cinematografie în municipiul Ionești, Bulevard Vetus, numărul 25. Domnul secretar. Având în vedere oportunitatea identificată de executiv de a beneficia de susținere financiară pentru soluționarea unor probleme din municipiul Ionești, în contextul în care educația și activitățile culturale sunt foarte importante pentru cetățeni, a fost analizată situația care se află cinematograful spate de aproape 35. Astfel s-a constatat că este în stare avansată în degradare și pe lângă măsurile impuse de către Inspectoratul Municipal de Urgență sunt necesare și lucrări de limitare a degradărilor, de creșterea nivelului de siguranță a vieții și de îmbunătățirea parametrilor tehnici privind eficiența energetică acestuia, luând în considerare faptul că în ultimii ani nu s-au executat lucrări de întreținere sau reabilitare la acest obiectiv. Scopul realizării acestei investiții este asigurarea unui spațiu care se desfășoare diverse manifestări culturale și proiecții cinematografice pentru cetățenii municipiului Ionești și nu numai. Beneficiarii investiției prin municipiul Ionești consideră oportună realizarea obiectivului propus și în existența programului SEL de cinema finanțat de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții, oferă ocazia de a realiza proiectul cu sprijinul fondurilor preambursabile, decretând în acest fel bugetul local de sumele necesare realizării investiției. Pentru toate acestea, considerăm propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat, are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre numărul 13 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor
tehnico-economice în faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul modernizarea și creșterea eficienței energetice a grădiniței cu program pe muncit numărul 9 din municipiul Onești. Domnul secretar. Noi, municipiul Onești, își propune renovarea majoră a clădirilor publice în scopul nu doar de a creșterii performanței energetice, ci să conducă la creșterea semnificativă a confortului interior și a stării de bine a oamenilor, atât în interior cât și în spațiile adiacente clădirii. Municipiul Onești are în proprietate publică clădirea în care își desfășoară activitatea grădinița numărul 9 din strada George Călinescu. Necesitatea demarării investiției, modernizare și creșterea eficienței energetice a grădiniței cu program prelungit numărul 9 din municipiul Onești este general fundamentată pe considerente de reducerea costurilor legate de utilități, dar și consecința, trebuie să fie în primul rând creșterea funcționalității și confortului în clădiri, inclusiv prin atingerea unui nivel cât mai ridicat de performanță energetică, precum și pentru respectarea legislației, normelor și normativelor în vigoare, păstrând și chiar punând în valoare aspectul arhitectural și de încălcare a urmării securității construit. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați documentația tehnico-economică și să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Reprezentantul Comisiei 2. Favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Favorabil. Discuții, dacă sunt, pe marginea proiectului. Dacă nu spun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre numărul 14 privind aprobarea documentației în faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția, modernizarea stadionului de fotbal de energie din cadrul bazei sportive al municipiului Onești. Având în vedere oportunitatea identificată de executiv de a beneficia de susținere financiară pentru soluționarea unor probleme din municipiul Onești, în contextul în care sportul de masă este o tradiție a orașului, a fost analizată situația în care se află baza sportivă sub denumirea de stadionul cunoscută popular, stadionul Energia. Astfel s-a constatat că pentru buna funcționare a clădirii și a stadionului, pe lângă măsurile impuse de către Inspectoratul pentru situații de urgență, sunt necesare și lucrările de limitare a degradărilor, de creștere a nivelului de siguranță a vieții, de îmbunătățirea parametrilor tehnici, administrativi ai acestuia, luând în considerare faptul că în ultimii ani nu s-au executat lucrări, s-au executat doar lucrări minore de întreținere. Proiectul vizează lucrări de reabilitare termică a grupului sanitar, a vestiarilor, măsuri de utilizare a energiei alternative, înlocuirea instalațiilor sanitare, electrice, termice, finisaje interioare, exterioare, reabilitarea terenului de sport, a instalației de iluminat nocturn, înlocuirea veșmuirii, refacerea tribune spectatori. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați documentația tehnico-economică și să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 15. Lăsăm la urmă. Proiect de hotărâre numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației în faza DALI a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social sub programul Complexul Sportive pentru Obiectivul de Investiții, Modernizare și Tran Municipal Onești. Domnul secretar. Proiectul are ca scop obținerea unor rezultate și efecte pozitive care constă în îmbunătățirea nivelului de trai al populației și îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor prin practicarea modului. Având în vedere și posibilitatea de accesare de fonduri pentru proiecte eligibile și ținând cont de cele mai sus, propunem prin aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social sub programul Complexuri Sportive pentru obiectivul de investiții, modernizare și tran municipal Onești. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul în formă prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă. Abținut. Proiectul de hotărâre. Proiectul numărul 15. Probleme de interes local. Dacă sunt fie cineva, domnul Dăr. Dacă trece, v-aș vrea să cineva în locul acestui. Da.
Supun la vot procesele verbale ale ședințelor anterioare, respectiv 24 noiembrie și ședința ordinară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Procesele verbale ale ședințelor ale ședinței din 13 decembrie. Cine este pentru? Împotrivă. Și procesul verbal al ședinței din 14 decembrie. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Proiectul numărul 15 la diverse. Domnul Zatu. Da. Am două probleme. Una legată de strada Emilie Breanu. Am văzut s-a lățit șosea, ceea ce e foarte bine, dar a dispărut trotuarul de pe partea 5-7, dacă se poate face un trotuar în spatele gardului verde sau... Primăvară, dintre toată zona de sus a orașului, în reabilitare, începând din zona Quartal Clărinescu până în capătul celorlalte al zonei Orizont, spre ce înseamnă Venus, Saturn, Libertății, din Mercur mai sunt anumite bucățele care nu au fost prinse nici în această vară, nici în proiectul mare. Stirenului, Bacovia, toate, imediat după revedere, vom da drumul la licitații ca lucruri de zone. Cred că va fi undeva, dacă anul ăsta am montat, anul trecut am mai povestit, am montat 20.000 de metri pătrați de pavaj, anul ăsta ne apropiem de 40.000, estimez că și anul viitor ne vom dedica tot la această cantitate de reabilitat trotuare. Odată cu trotuarele se reabilitează și parcările și spațiile verzi. Spațiile verzi un pic mai greuți, după cum ați observat, dar se vine din urmă și cu refacerea spațiilor verzi, pentru că nu cadă în sarcina constructorului spațiile verzi, ci ne vin din urmă lucrătorii de DPP și în funcție de timp le reabilitează. Dar anul viitor, eu zic că vom acoperi cu reabilitarea orașului în proporție de peste 90%, rămânând pentru anul 2024 mici detalii. De asemenea, ne-am propus ca până la în vara 2024, pe lângă modernizarea orașului, Oneștiu, primăria Oneștiu nu mai e niciun loc datorie, astfel încât pentru următorul mandat cine va fi să fie, va fi mai ușor. Da. Va găsi un oraș complet modernizat și fără datorie. Poate găsiți o soluție, nu știu, n-am găsit-o, strada Păcii, s-a eliminat trotuarul pentru parcare. Nu este pentru parcare, este un trotuar desemnat, delimitat cu popice și înainte să parca pe trotuar. Era tot o parcare pe trotuar. Pentru a trece o mașină una pe lângă alta, trebuia oricum să urce pe trotuar. Acum l-am adus la nivelul terasamentului, dar este hașurat trotuarul și pus niște pot, tocmai pentru a nu trece în viteză unii până alții, doar a se retrage lângă, printre pop, pentru a trece mașina una de altă. Da. Știm problema, n-am găsit altă soluție practică în spațiu pentru zona respectivă. Da. A doua problemă, o problemă mai delicată, la întâlnirea Curaja, nu știu, colega mea a venit, am întârziat. Da. Câteva minute, 2-3 minute. Am auzit. Modul de exprimare. Da, am spus că e nesimțire din partea celor care au solicitat întâlnirea. N-am solicitat. Aici este o eroare. Nu s-au mai prezentat, dar n-am făcut referire la dumneavoastră. Nu. Ați spus că cei mai vocali consilieri locali. Lăsați-mă ca să... Sunt noi consilieri locali. Dacă îmi permiteți, vă rog frumos. Da. Dar mi-am asumat lucrul ăsta, nu e niciun fel de problemă. Da, păi să vă ceriți și scuze, că ne-am prezentat. Nu am niciun fel de scuze. Problema că ne-a spus nesimțiți numai pe noi și pe ceilalți care nu au fost, iar problema e că nu mai am convocat-o. Noi doar am ridicat-o pe domnul TCR și mi-a s-ați închesat la această idee, v-a chiar a susținut, a spus că v-a săturat de subiectul TCR. Și a sunat pe cine nu, pe cine a sunat. Da, și noi am fost de acord. Am fost profund dezamăgit că cei mai vocali. Da. Acum dacă vă simțiți sau nu vă simțiți, e altă discuție. Vocal, da, ne simțiți nu. Cei mai vocali, eu zic că, greșeala e ceva firesc, un bun, dar aș cere scuze, este o calitate, să știu. Acum fiecare cum consideră. Cum consideră, eu nu consider că trebuie să încerc. Da. Iar faptul că de convocare n-am convocat noi întâlnirea asta, să fie clar, ați convocat-o dumneavoastră, iar noi am susținut ideea și foarte bine că s-a întâmplat.
dar n-am convocat nimic. Și mulți dintre colegi n-au știut pe ea, pentru că nu au mai fost sunați. Deci trebuia și anunțat subiectul ăsta și celorlalți. N-a primit un telefon. Ca să știe. S-a anunțat președința, probabil că... Să zisem doar unii. Da. Dar argumentul noastră nu vi-l susțin. Mai un asumat, eu mă asum tot ce vezi. Și mie este pe gloria mi-l asum. Da, îmi pare rău că n-ați fost domnul Cipoieșu. Da. Deci, deci nu cred că vă puteți imagina ce a fost. O sugestie. O găsiți online. O sugestie, dacă se poate. A fost gala învățământului și a sportului. Ora 10 este o oră nepotrivită, din punctul meu de vedere, pentru că mai multe elemente. Una, scoatem elevii de la ore, ceea ce nu este ok. Cei care vin să-i susțină, părinți, frați, bunici, nu pot veni, pentru că majoritatea sunt la muncă sau învață. Iar noi, ca și consilier, dacă am dorit să participăm, fiecare are activitatea care o are și nu pot sau... Să vă spun că a fost un singur consilier local? Dar toată lumea muncește luni dimineața la ora 10, domnul primar. La treabă, asta e. Deci dumneavoastră sunteți salarizați să fiți aici poate programul pe viitor, pe zi. Poate pe acest element și o să o facem după amiaza, să vedem cât și susținătorii copiilor, părinții... Și este Sfântul Ștefan, a fost stabilit de comun acord cu domnul secretar. Și ședințe am avut la 8 dimineața. Sau la 10, sau la... A fost online și nu poate veni domnul primar, că toată lumea muncește. Asta e o chestiune notorie. Adică... Dar mie nu mi se pare, dacă nu mi se pare ok, deci nu fixăm ședința la ora 10, că nu pot veni consilierii. Nu, dar asta, asta este cel mai puțin lucru care putea fi. Treaba consilierului era vorba de premierea sportului. Asta e asta, păi nu, e vorba de copii și de părinți. Consilierii locali, asta e treaba lor, să vină sau... Păi nu, a fost ultima problemă cea legată cu consilierii locali. Nu, că s-a spus că n-am venit. Că n-am venit, asta a fost. Mi s-a reproșat că n-am ajuns. Cui am reproșat? Ați spus în ședința de consiliu că vă pare rău că nu, că vi se pare anormal că n-a fost prezent decât un singur consilier local. Acum am spus. Când ați deschis subiectul, n-am mai deschis subiectul ăsta vreodată. Vă rog, scoateți procesul de urmare de ședință. Da, am trimis tocmai fotografia. Am transmis invitația și n-am mai deschis subiectul vreodată. Da, asta cu nesimțirea am spus-o și mi-o asum. Dar azi partea a doua e o minciună. Acum am spus, da, când ați ridicat... Ca și partea cu studiile superioare, nu? Hai să nu... Mi-asum tot. Da, dar așa săriți ca... Da, președinte. Dacă mai are cineva ce poate. Acum tot e sfârșit de an, am pus un băiat de mandat. Vreau să vă spun că în perioada asta, vreau să-mi felicit aparatul primăriei, da? Inclusiv doamna Rago, că am avut o colaborare foarte ok din toate punctele de vedere. Să știți. Da? Din punctul ăsta de vedere, timpul ei funcționează cu șampanie. Și o să mai avem puncte de vedere diferite. Asta e altă discuție. Dar colaborarea instituțională, din punctul meu de vedere, a fost super. Vreau să rămână în continuare la fel. Da, asta e o chestiune. Îi mulțumesc domnului Cimpoișu că a mulțumit aparatul Consiliului Local, într-adevăr. În colaborarea cu domnul secretar și cu... Fetele de la... Tot ce înseamnă aparat de specialitate este impecabil. Nu putem reproșa absolut nimic și pentru asta vă mulțumim. Că fără dumneavoastră n-am reușit. Mulțumiri trebuie să recunosc. Consilierii locali cu toți au achesat la toate ședințele de Consiliu. Fără sprijinul și fără implicarea dumneavoastră n-am fi putut depune proiectele în timp util. E clar că a existat un real sprijin și o bună susținere din partea Consiliului Local în a promova și a depune în timp foarte multe proiecte importante pentru comunitate. Mulțumesc încă o dată. Același bolan, cu care am avut și un an nou bun să aveți cu toții și înțelegere și zahăr.